Salut, eu sunt Vlad, acesta este review-ul Startup.ro pentru Samsung Galaxy S10, fratele mai mic al lui Shock, Samsung Galaxy S10 Plus. Am avut deja un review pe Startup.ro pentru Samsung Galaxy S10 Plus, așa că acesta nu va fi unul tradițional, va fi unul un pic mai scurt în care voi încerca să evidențiez diferențele dintre S10 Plus și S10, care deși este mai mic, este aproape la același nivel cu fratele său mai mare, un telefon mai accesibil și mai interesant din punctul meu de vedere, dar să nu mă grăbesc în concluzii. Așadar, să vedem designul și ecranul. La nivelul designului, S10 nu se diferențiază cu aproape nimic față de fratele său mai mare, exceptând, evident, dimensiunea. Pe față avem un ecran curbat cu amprentă incorporată și o cameră de selfie simplă, nu dublă, perforată în ecran. Pe spate, carcasa este din sticlă, are tot 3 camere poziționate orizontal ca la S10 Plus și singura deosebire aici e că S10 nu va avea carcasa ceramică, albă sau neagră, ci doar cea tradițională, pe negru, alb, albastru și un fel de verde. La nivelul ecranului, calitatea e aceeași, Quad HD Plus, dar dimensiunea este de 6,1 inci. Eu am apreciat mai mult acest telefon ca design și dimensiuni, pentru că e mai ușor de ținut, de pus în buzunar și de folosit cu o singură mână. Așadar, singura diferență marcantă este făcută de cei 0,3 inci în minus de pe S10 simplu față de S10 Plus. Dar S10 mi s-a părut telefonul care mi-a plăcut mai mult, mi-a plăcut să-l folosesc, să-l țin în mână. La S10 Plus aveam tot timpul senzația că e un telefon un pic mai mare decât mi-ar plăcea mie. Dar vorbim despre un flagship, așa că hai să vedem caracteristicile tehnice de pe Samsung Galaxy S10. S10 Plus e un device care funcționează în orice condiții datorită procesorului Exynos 9820, la fel și S10. Am simțit că am în mână cu adevărat un flagship care m-a dus cu bine în toate aplicațiile sociale, în jocuri și în multitasking. E același procesor și aceeași capacitate a memoriei RAM, 8 GB. La S10 Plus există un model cu 12 GB de RAM și 1 TB de stocare, dar este cel ceramic. Pentru modelele standard, Samsung oferă aceleași caracteristici. Stocarea e de 128 GB sau de 512 și poți adăuga un card microSD de până la 512 GB. Bateria este mai mică, evident. Aceasta are 3400 de mAh față de 4100 pe modelul mai mare. Am simțit o mică diferență de autonomie față de modelul mai mare, cel care m-a putut duce o zi jumătate fără probleme. S10 e un telefon pe care poți folosi o zi întreagă, dar aș recomanda să-l încarci seara când te duci la culcare. E vreo diferență tehnică? Nu. Dacă nu vrei modelul ceramic, cel mai scump dintre toate, atunci S10 e alegerea potrivită pentru un flagship de dimensiuni medii. Am apreciat enorm faptul că anul acesta Samsung nu a mai făcut o diferență între modelul Plus și modelul standard. De obicei, pe modelul standard primeai un pic mai puțin RAM, mai puțină stocare, o cameră mai slabă. De data aceasta, la nivel tehnic, S10 este fix acolo. Singura diferență e făcută de camera de selfie, așa că hai să vedem cum s-au comportat camerele foto în folosirea zilnică. Samsung Galaxy S10 este dotat pe spate cu aceeași cameră triplă ca pe S10 Plus, cu o lentilă de 16 megapixeli ultra-wide, una de 12 wide și una de 12 megapixeli telefoto. Pe partea din față, Samsung a renunțat la senzorul de profunzime, acea cameră de 8 megapixeli ce identifica mai bine fundalul, și a păstrat aceeași cameră de 10 megapixeli de pe S10 Plus. E vreo diferență? Evident, pe spate nu ai nicio problemă. Calitatea fotografiilor este excepțională, fundalul blurat e identificat cu foarte mare exactitate, ai parte de intervenția inteligenței artificiale în recunoașterea scenariilor și S10 e la egalitate cu fratele său mai mare. În față, personal, nu am simțit nicio diferență. Deși lipsește un senzor de profunzime, camera s-a descurcat foarte bine. Nu sunt cel mai mare utilizator de camere frontale, nu fac selfie-uri de dimineață până seară, așadar eu nu am simțit o diferență marcantă. Și aceasta identifică și blurează fundalul bine, are un mod wide și unul obișnuit, iar culorile sunt reprezentate fidel. La nivelul filmării, S10 și S10 Plus mi se par în continuare la nivelului iPhone XS, ceea ce reduce în top 5 camere video de pe telefoane. Am vorbit așadar și despre camere și singura diferență este cea de la camera de selfie. Cum am zis, pentru mine nu este atât de importantă, dar nu faceți o greșeală. S10 are o cameră frontală de flagship. În plus, ca pe S10 Plus, aveți acea autentificare cu amprentă direct în ecran
Și dacă atunci nu am testat autentificarea prin recunoaștere facială bazându-mă doar pe amprentă și spunând că are și mici defecte, în sensul că nu recunoaște amprenta în funcție de poziția degetului, la E10 am testat și recunoașterea facială, care funcționează foarte, foarte bine. Așadar, care e diferența dintre S10 și S10 Plus? 100 de euro. S10 costă 4200 de lei în momentul acesta în varianta testată de mine de 128 de GB. S10 Plus, în aceeași variantă, costă 4700-4800 de lei. Așadar, pentru 100 de euro primiți o cameră de selfie în plus și 0,3 inch. Dacă sunteți ca mine și vă plac telefoanele un pic mai compacte, S10 este în momentul de față cel mai bun telefon de pe piață pe care îl poți cumpăra în România. Eu am fost Vlad, acesta a fost review-ul Startup.ro pentru Samsung Galaxy S10. Până data viitoare, like, share și subscribe. O zi bună!